Care folosim? Nu folosiți bisectoare deloc. Să putem să oprim un pic? Da. Să oprim un pic, să ne ducem noi, nu? Da. Deci, în clipa asta, avem clar că e parogram, ar trebui să arătăm unui drept și ar fi foarte, foarte fericiți. Zim tu, Ioana, acum, cum reușești tu să te duci spre chestia asta cu unui drept? Vrei să spun ceva acum, când stăm noi de vorbă? Nu ne aude nimeni. Eu nu știu acum. Nu am nicio idee, dar mezez acum pe faptul că tu o să ai o idee. Deci nu știu. Nu ne aude nimeni. Dar acum ne concentrăm amândoi și spunem așa. Câte vreme nu vine, n-am o idee, se înseamnă că nu știu foarte bine ipoteza. Și acum eu am să încerc să gândesc cu voce. Ca să învățăm împreună. Deci să dătrim eu ABC. Da. M aparține de AB, astfel încât am concurent cu BM. Am folosit asta din ipoteză pentru ideea noastră de paragraf. Am folosit-o. Mai departe. Ai paralel cu BC. Prin asta am dus-o paralel la BC. Prin cine? Prin M... Nu? Am dus-o paralelă la BC și l-am obținut pe N ăla. Nu ne legăm deloc deocamdată de N acela, vezi? Da. N a rămas suspendat. Pe urmă, ce am făcut? Și BP este bisectoarea perfect. ABC. Da. Și prin... Și P aparține de AC. P, bisectoarea ta e pe AC, așa zice. Bisectoarea, în punctul P. Această bisectoare este tăiată în P. Și noi avem în clipa asta punctul P ca un vârf al paralelogramului și am mers cât P mai cât M P prim, nu simetricul. Da. E clar că jumătățile acelea care le-am folosit din ipoteză ne-au dus pe paralelogram, dar nu folosim nimic despre paralela asta. Probabil că paralela asta ar fi un alt punct în problemă mai târziu. Da. Deocamdată, numai pentru simplu, oare problema are alte întrebări sau nu știu? Tu ai urmărit problema mai târziu? Da. Mai... Da, nu, atâta are. Apoi dreptunghi, atâta. Atâta este? Da. Deci trebuie să ne concentrăm foarte tare pe chestia asta că am dus paralela aceea. Ea, paralela asta, nu intră acum în raționamentul nostru. Nici nu văd eu, trebuie să spun foarte tare, că nu văd acum cum ea, paralela aceea, o da naștere la nu acela. Spuneam că triunghiul ANM ar fi asemenea cu triunghiul ABC, nu? Da. Din cauza că se întâmplă treaba aceea. Dar nu văd deloc cum ne-ar ajuta să ne ducem spre un unghi drept. Un unghi de 90 de grade al paralelogramului. Fiind paralelogram, pe prim B e paralelă cu AC, nu? Da. Și aceste două paralele tăiate de secanta AB bunoară. Da. Unghiul CAB congruent cu unghiul AB prim. AB pe prim. Da? Pe prim, din cauza că devin alterne interne acelea. Da. Bine, l-am mutat acolo. Și ce dacă? Din paralelogram am toate chestiile cele. Unghiurile opuse sunt congruente. Da, adică unghiul CA pe prim e congruent cu unghiul CB pe prim. De acord. Ce idee să ne vină nouă? Deci, paralela prin A la BC. Paralela asta mic la BC o da naștere la punctul N. Ce să fac eu cu N acesta? Că nu-mi intri loc în discuții. Ia să vedem la profesor. Ai tu o idee, te rog. Ai spus că MN este jumătate din BC. MN e jumătate din BC, de acord.
Înseamnă că și mă păprim la fel. Mă păprim, nu. Că mă păprim este cât mă pă, nu cât mă nă. Știi că... A, da, da. Deci nu da. Putem să ne păcălim. Când ne ducem pe varianta aceea, când ar fi, să spunem, identic cu pă, ori da, nu e adevărat. Da, da. Băi, ce idee să fi avut profesor acolo, mă, că nu, acum nu ne vine în minte nimic. Dacă dar... am unii, mă, cu n-am obține linia mijlocie a triunghiului. Da, mână este linia mijlocie a triunghiului, ABC. Da. Dar... Deci bisectoarea unghiului B... Ce șanse aș avea eu ca să pot arăta că, vezi tu, Ioana, jumătate din B și cu unghiul A trebuie să arăt că fac 90 de grade. Da. Eu asta trebuie să arăt, nu? Că jumătate da. Din unghiul B și cu A-ul, care e cât ăsta, cât A, B pe prim, fac 90 de grade. Iar în mod categoric, jumătate din B și cu C, în condiții care ar fi 90, ce să mă suntem în curent probabil și tot bate și tot ne deranjează. Deci vreau să insiști tu, să vezi, dacă dai drumul la calculator să vedem ce zice profesorul. Ce zici, am vrut rezolva problema asta? Da, 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 așa. Și P-ul este după ducerea bisectoarei, da. Care nu este în, este mai jos, o să te vede că e mai jos. Da. Sau, într-un alt punct, dar tu ai figura, poți fi mai sus, da? Poți fi mai jos, poți fi mai sus. Când ar fi în același punct, când ar fi triunghiul ABC, isoscel, am zis, nu? Păi, ai dus, ai meu aici, meu P-ul ăla așa și duce pe aici, două. Ce facem noi? Foarte mult ar vrea să facem. Dar cum să facem? Dacă o legătură între triunghiurile astea... Care, Ioana? A, P, prim, P... A, P, prim, P, unghiul acela, da? Triunghiurile astea, triunghiul ăsta și acesta. Și cu care? Cu P, prim, P, B, ele sunt... B, P, C. B... P, C. Și cu triunghiul acesta vrei tu să găsești o legătură. Dar ar trebui să... Deci ar trebui să vedem ori un unghi drept, dacă nu ne vine asta la îndemână, măcar să arătăm că AB, care e o diagonală, e cât pe prim. Da. Dacă arătăm că am cât pe prim... Sau am egal cu M, B egal cu M, P prim egal cu M, P. Foarte tare! Deci, putem arăta că triunghiurile astea toate de aici sunt egale. Așa am putea arăta. Ia uite-te că este o idee. Deci, dacă le luăm pe M, pe prim B și A, M, și vom arăta că sunt congruente triunghiurile acestea, s-ar putea să fie o idee foarte bună, nu? Da. Că atunci e treaba care, de care pomeneam mai înainte. Ar cum să arătăm că triunghiurile acestea sunt egale? Într-un parogram ar se întâmplă așa, dacă luăm două triunghiuri, desenăm un parogram da. Și luăm triunghiurile acelea, mai sunt ele egale? Nu. Nu sunt egale. Nu, doar
astea care au unghiurile opuse la vârf. Atâta sunt. Păi, nu știu dacă să, cred că mai degrabă spre asemenea ne-am duce atunci. Da. Dar aici, deocamdată știm sigur că parlogram, da? Hai să desenești un parlogram la întâmplare, oarecare, și să vedem dacă ne concentrăm pe chestia asta, dacă ne este de folos. Deci, desenăm un triunghiere, un parlogram la întâmplare. Așa. Într-un parlogram, diagonalele nu sunt congruente, nu? Ele se înjumătățesc, e drept. Așa. Și triunghiul DOA, de care vorbești tu. DOA. Și cu triunghiul celălalt CO, COB. Acelea sunt congruente? Nu. Ia gândește foarte bine. Au pe DO cât OB. Da, unghiurile. Și unghiurile. Și latura CO cu OA, nu? Da, și DO cu OB. Și cred că suntem, clar, sunt, da. Totdeauna suntem într-un parogram. Deci noi ne-ar trebui să luăm așa triunghiul DBA, bunoară. DBA, da. Și cu un alt triunghi în care se... DKB. DKB. Ele iarăși sunt congruente celea și au motive foarte clare. Da. Dar se intre AC cumva. Mă gândesc, intre AC. Adică într-unul se intre... ADK și... ADK și AKB. Ele iarăși sunt congruente din motive foarte precise, că au acele laturi paralele, într-un paralogram laturile opuse și paralele și congruente. Deci se intre... odată DB și în alt triunghi se intre AC. DB și AC. A, DAB și AKB. E, dacă am putea arăta așa că DAB și AKB sunt congruente, atunci treaba ar ieși. Adică îi desenează de desubt un dreptunghi și să în dreptunghi să ducem, să vedem exact, nu? Cum se întâmplă. Așa. Vezi? În dreptunghi, când te afli, ai... Na, diagonale sunt congruente. DAB, DAB, DAB. Cu KAB. Vezi? Da. Ele sunt, cred că, congruente. Tu ce zici? Sunt congruente? Ai motive să spui că sunt congruente? Da. Deci sunt congruente triunghiurile acelea. Pentru că... avem... diagonala asta care e congruentă cu asta. Asta din dreptunghi. Da. Dar să zicem că noi n-am avea acest lucru. Că știi că noi avem nevoie în parogramul ăsta, avem nevoie. Ce spui de unghiul de aici? Unghiul ăsta de aici. Dintre unghiul ăsta, D, A, B. Și cu care unghi ar trebui să fie congruent? Cu ăsta. Cu ăla este, nu? Că sunt paralele, trei de o secantă. A, da. Cu ăsta de aici, dacă ar fi. Da, dacă ar fi cu ăsta, care e din triunghiul celălalt. Da. În problemă aici sunt. Pentru că OA cu OB într-un dreptunghi sunt congruente. Toate și sunt e triunghi sau cel. Sigur că da. Vezi, dacă noi am reușit să arătăm că unghiul ăsta e cât ăsta, adică în figura de aici, unghiul de aici e cât ăsta de aici, și am obligat pe triunghiul ăsta să fie sos cel, n-are și problema. Da. Deci dacă din diverse alte informații pe care le avem să putem arăta că unghiul de aici e cât ăsta de aici, ar fi excelent. Acum să-i ducem în figură. În figură la noi ar trebui să arătăm care unghi cu care să fie. Unghiul MPB cu unghiul PMB. Așa. Deci dacă vom arăta că unghiul de aici, da? Unghiul ăsta de aici e congruent cu unghiul ăsta de aici, atunci triunghiul devine ce fel de triunghi isoscel și ne-a este gata problema. Da. Hai să ne gândim așa. Unghiul de aici e jumătate din B. Da. Dar el e cât ăsta de aici, de desubt. Da. Dacă am putea arăta că unghiul de aici... Ia stau, stau. Dacă aici avem... Nu.
Ah, te duceai pe paralela aceea. Da. Sigur că da. N-avem paralela aceea. O, Doamne, cum să fie chestia asta? Să știi că dacă am fi avut asta și paralela de o secantă cu asta, ne-ar duce problema. Da. Atunci eu am sentimentul că ceva lipsește în problemă. Da. Ești curios. Paralela ce nu o putem folosi deloc. Da. Paralela dusă prin A, prin M. Prin M. La BC nu folosim deloc. Și nu știu cum să trag de ea ca să-mi iasă problema. Hai să-i dăm drumul la profesor, să dăm el ce face acolo. Pe primul este simetricul lui P față din M. Da, mă. De față, să vedem ce se întâmplă cu problema. Să arătăm că un unghi este drept. Părinte. Sau un parogram ăsta diagonale sunt congruente. Cum ne gândim și noi acum? Dacă arătăm că P prim cât AB, este cât AB, gata problema. Să întreunghierele A, P, P, P. Nu, dar stai puțin. Haideți un pic să ne ducem pe pisele, să facem ipoteza. Ni se dă o pisetoare, nu degeaba. Deci a moștenit perfect limba. Deci faptul că asta de aici, păi luată asta și asta, că de asta am folosit-o.